ceva timp în urmă, Muzeul Săranului din București a găzduit un eveniment inedit care a fost un bun prilej de a regăsi frumusețea și mărturia gesturilor în lucruri meșteșugite deopotrivă de țărani, artizani și artiști. 50 de meșteri din toată țara, cu tot ce au realizat ei mai minunat peste an, au fost prezenți cu obiecte din ceramică, țesături, icoane, podoabe și obiecte din lemn. Alături de meșteri, Galeria de Artă Țărănească a scos în curte lucruri care mai de care mai încântătoare, de la haine de sărbătoare, ștergare din bumbac, ploști, ulcioare, până la icoane pictate pe lemn sau pe sticlă, împletituri și alte meșteșuguri. Domnule Marian Viorel, sunteți din Fălticeni și ați venit astăzi la o expoziție inedită cu linguri prelucrate în lemn, prelucrate manual. Da, lucrez mai ales linguri cu simboluri tradiționale pe coada lingurii și am venit la Chester la invitația secției de etnografie a Muzeului Țăranului Român. Vin de obicei și la alte târguri, la cele de Florii și la cele de Sfântul Nicolae. Acum am venit și la acesta pentru a prezenta încă o dată arta tradițională românească din mai multe zone ale țării. Arta tradițională în momentul de față putem spune că este dusă mai departe, mai sunt meșteri care pot să prelucreze lemnul, cum este la dumneavoastră? Mai sunt încă meșteri care trăiesc din prelucrarea lemnului, însă e destul de greu să faci din cauza concurenței neloiale pe care o fac unii comercianți. Însă meșterii mai vechi au și ucenici care preiau din tainele meșteșugului prelucrării lemnului. Și unii dintre ei chiar declară că au intenția să trăiască din așa ceva. Se poate trăi din așa ceva? Sunt românii interesați de aceste lucrări? Se poate. Mai greu, dar se poate. Dacă chiar îți place și te străduiești și să-ți găsești piață de desfacere pentru ceea ce produci. Eu, de exemplu, lucrez de 22 de ani și din asta mi-am întreținut familia. Și mi-o întrețin încă. Cum spuneam, trebuie un pic de efort în plus pentru că sunt, eu știu, concurențele astea neloiale din partea unor comercianți care se infiltrează și în târgurile de meșteri. Aici nu e cazul pentru că muzeul promovează în special lucru de mână și meșteșugurile tradiționale. Pe dumneavoastră cine v-a inițiat în arta prelucrării lemnului? Eu am fost autodidact, dar primii pași mi-a arătat un prieten care și el cioplea în lemn, Danilă Călin. Și el venea la târguri, de obicei vine special de Sfântul Nicolae. Și cum spuneam, primele, nu știu, tehnici de lucru de la el le-am învățat. După care, fiind invitat prima dată la Muzeul Satului din Sibiu, în Dumbrava Sibiului, am văzut acolo mai mulți meșteri de la care am furat, cum se spune, din tainele meșteșugului și din simbolistica elementelor puse pe lemn. Putem vorbi de anumite tehnici sau pur și simplu această îndelenicire se poate fura? În domeniul furtului meșteșugului se poate vorbi de o atenție deosebită, de o atenție deosebită pe care trebuie să o ai atunci când vezi un meșter experimentat la treabă. Și în felul ăsta realizezi și tu cum se fac anumite obiecte, cum trebuie puse, în ce ordine trebuie puse anumite elemente pe diverse obiecte, pentru că înainte nu se puneau la întâmplare. Era un rost pentru fiecare simbol în parte. Ați vorbit de simbol, ați vorbit de simbolistică, aș vrea să vorbim și despre lemn în sine. Este ales după anumite criterii? Da, în funcție de, eu știu, utilitate, utilizarea la care era destinat, obiectele
trebuiau să fie făcute din esențe mai mult dacă era pentru, eu știu, de uz casnic, cum ar fi lingurile. Lingurile se făceau din lemn de plop, lemn de tei sau din lemn de cireș sau de prun. Lemnul de cireș și de prun este mai dur, însă pentru lingurile mai mari era bun să fie o esență mai dură, pentru că atunci când, mai ales la stână, când se făcea în ceaun, trebuia să fie un lemn mai rezistent. Apoi, pentru alte obiecte, să zicem, pentru roți, pentru juc, pentru se foloseau esențe mai tari, ulmul, eu știu, paltinul, frasinul, deoarece sunt lemn cu esențe de lemn cu densitate mai mare și mai rezistente la solicitările la care este supus obiectul. Sunt șanse ca tradiția românească, tradiția culturală a acestei nații să fie dusă mai departe? Noi sperăm. Noi încercăm, cei care mai știm cât de cât meșteșugul, încercăm să transmitem celor care au drag de tradiții și în special de meșteșugurile tradiționale. Cum spuneam, unii ucenici spun că vor să trăiască din practicarea meșteșugului pe care îl învață. Astăzi văd că pur și simplu ați împodobit masa cu veșminte tradiționale românești, cusute cu mare atenție, cusute de mână. Da. Noi ne străduim ca atunci când venim la târg, la muzeu, să facem cinste localității de unde suntem, muzeului, și totodată să ducem tradiția românească mai departe. Și cât se poate să învățăm și copiii noștri și nepoții să fie o tradiție pe cinste, ca să spun așa. Dar spuneați de copii, de nepoți, se apleacă spre acest meșteșug? Da. Fata, deci, am învățat-o să coasă, ea are 30 de ani și înainte de 28 de ani, eu am zis, hai mai fată, numai calculator și astea. Zic, ea învață, păi nu știu. Păi zic, cum ai învățat pe calculator, așa înveți și la cusur și acum coasă. Și am zis că să o învăț și să croiască și să finisează un lucru, ca să zic așa. Și coasă și ea. Și nora am învățat-o să coasă și atunci îmi crește inima că așa purtăm tradiția. Iar nepoții, am nepoțel de 7 ani și nu vroia să îmbrace la biserică în național. Eu nu mă îmbrac cu astea. Când, deci mai mult forțat l-am îmbrăcat și am spus, așa mergem îmbrăcați. Și după aia o primit de-o înghețat, l-o fotografiat turiștii la Monumentul Istoric Mănăstirea Hmorle și o căpătat curaj. Și atunci, de câte ori la mine, spune bunica, mergem la biserică, dar îmbrăcați așa, național. I-am făcut costum și lui și lui frate, la nepoțica cealaltă micuță. Dar așa merg oamenii la biserică, în costume? Spre rușinea mea, să cam duc la biserică doar la sărbătorile mari îmbrăcați național. Mai mult îmbrăc civil, ca să zic așa, și bătrânii mai merg mai mult în național. Cel puțin mai păstrează așa, da, fărâmiță din tradițional. La bobotează, deci pot să spun că toată lumea se îmbracă în național, cu cojoace, cu sumani, în național îmbrăcați. Iar la Duminica Mare, tot așa, la Sfânta Marie, deci Sfintele Sărbători mai importante, lumea se îmbracă în național și nouă ne pare bine că și copiii noștri vreau să poarte tradiția, să o ducă mai departe. Este greu totuși să le insuflați acest lucru? Ei tind spre alt ceva? Da. Este destul de greu dacă ei au trăit, ca să zic așa, nu în mediu unde la țară, dacă au trăit la bloc, să spunem așa,
Deci ei se uită așa, cu coada ochiului la portul național, dar am copii care chiar le-am insuflat și la băiat mai mare și fata și au costume populare și măcar o dată de două ori pe vară se îmbracă în costume populare. Dar astăzi costumul popular, costumul autentic, este căutat? Da și nu prea. Pentru faptul că alea autentice îți ia foarte mult lucru, iar pânza nu mai este ceea ce a fost și care sunt autentici mai vechi, tineretul, să spun așa, spune, păi știi că e veche. Păi asta are puterea mai magică, că este veche, nu-i ruptă, nu-i pătată și are o putere asupra portului popular, asupra... Chiar dacă sunteți la această expoziție, totuși lucrați în continuare. Da, uitați-vă, asta cămășuță, nu-i chiar gata, au cusut-o fimea. Deci, v-am spus că ea nu știu să coasă, dar am învățat-o și ușor, ușor va merge mai departe. Și am învățat-o să coasă. Și ea a cusut-o cu mâna ei și acum eu am încheiat-o, îi fac lucru de mână și eu îi... Deci trebuie să o umplu un pic cu o culoare tinerească și ea tinde să facă și modele. Îi place. Deci am văzut că îi place să inventeze, să lucreze. Arta populară românească este aparte, se transmite din generație în generație. Văd că în momentul de față purtați și tricolorul, îl purtați cu mare cinste. Da, deci sunt mândră că sunt româncă și tricolorul îl pui și la icoană. Așa există o tradiție din bătrâni, că este bine. Și cum s-ar spune, sfințește asta tricolor. Și vedeți că am pe masă, deci tricolor țesut. Și mai lat pentru oameni, pentru bărbați și mai îngust pentru femei și copii. Și sunt mândră chiar când vine cineva și zice vreau un tricolor. Pentru că așa mergem înainte cu tradiția, tot ține de tradiții, ca să spun așa, și tricolorul. În momentul de față văd că vorbim de o anumită tehnică de lucru. Într-adevăr, vasele sunt deosebite, ele de fapt sunt modele ca și forme, sunt forme ale vaselor neolitice. Sunt inspirate din vasele neolitice, numai că folosesc altfel de argilă, altfel de lut. E un lut negru în sinea lui și are în compoziție o șamotă, un praf de șamotă, care îi dă o rezistență mai mare și o duritate, de fapt, mai mare. Există o tehnică de lucru anume? Da, tehnica este exact aceeași tehnică cu care se ridicau vasele în perioada neolitică. Adică tehnica sulului de lut, sunt făcute numai din mână, nu sunt lucrate pe roată, sunt ridicate din suluri de lut, puse succesiv unul peste altul. În momentul ridicării, atunci lipești unul de altul și subțiezi, îi dai formă vasului, iar după aia se arde, depinde de, în funcție de lutul care îl folosești, la temperatura necesară. Eu lutul ăsta care îl folosesc se arde la 1150 de grade. Această tehnică mai este folosită în acest spațiu mioritic românesc? Suntem, cred că, 10 inși în țară care mai lucrăm așa. Doar 10 inși? Cred, nu cred că sunt mai mulți care lucrează în tehnica asta. Majoritatea lucrează pe roată și suntem foarte puțini care mai folosim tehnica asta. Dar e o tehnică, mie cel puțin îmi place, pentru că dă personalitate fiecărui vas în parte. Văd că fiecare lucrare este aparte, are o anumită poveste. Da, ele sunt, în principiu, sunt vase de cult, nu erau vase de provizii, nu erau vase de folosință îndelungată, de au și formele astea.
S-ar dau tot felul de tămâi, s-ar dau tot felul, erau pentru diferite ritualuri folosite, nu erau vase, de-aia ele în sinea lor sunt vase decorative acum, nu sunt vase în care să poți să pui o floare sau să o folosești pentru altceva. Valoarea lui e așa, singular. Nu ar trebui folosit la altceva, adică nu trebuie pus un lichid sau, cu toate că ele țin lichidul acum, mai ales la temperatura la care le ard eu, dar ele sunt vase decorative. Spuneați că nu se lucrează în mod frecvent cu această tehnică, dar ucenici pentru viitor aveți care să le împărtășiți din tehnică? Lucrez și cu copii și cu adulți, am ateliere permanent, da. Și la mine la atelier plec și în țară și predau cursuri peste tot. Și sunt oamenii interesați de această tehnică? Sunt interesați în principiu de lucrat cu lutul. E o metodă de relaxare în primul rând. Iar metoda în sine, asta care o folosesc eu, atrage. Atrage pentru că poți să faci absolut orice formă din mână. Poți să prelucrezi lutul oricum și să faci absolut orice formă. Cum este să lucrezi cu pământul, să-l modelezi, să-i dai viață? Pământul transmite el, are energia lui care ți-o transmite în momentul în care lucrezi și pe de altă parte noi în palme avem toți centrii nervoși, da? Și e ca un masaj. Te relaxează în primul rând lucru cu lutul, pentru că frământând lutul îți activezi centrii nervoși din palmă și atunci te relaxezi. E o metodă de relaxare, e o terapie de fapt. Aceste piese pe care le-ați prezentat la acest târg sunt pe înțelesul publicului larg sau sunt oameni care vin, vă întreabă de ce această formă ciudată sau ce vrea să reprezinte piesa respectivă? În permanență explic omului, chiar dacă, deci dacă el cunoaște, îmi spune și, dar în permanență explic despre ce e vorba. Povestesc, că, pentru că fiecare vas are o poveste anume și comercianții știu că povestea vinde în principiu și de-aia suntem la târguri, să vindem. Și fiecare cu povestea lui. Fiecare cu povestea lui, bineînțeles. Totuși, de ce v-ați plecat spre lut, spre pământ? Văd că lucrați și în lemn, dar sunt câteva lucrări din lemn în spatele nostru. Simbolistica este religioasă, asta este clar. M-am apucat exact de ce îmi place. Pentru că eu la origine sunt fotograf. Ați îmbinat fotografia cu lutul, cu arta meșteșugului pământului? Nu am terminat-o cu fotografia. În momentul în care eu am făcut vreo 25 de ani de fotografie profesională și în momentul în care digitalul a intrat pe piață și aparatele digitale sunt aparatele care fac ele ce vor, nu ce vrei tu, atunci am vrut să fac totuși ceva ce vreau eu să fac, nu ce vrea altcineva, da? Deci m-am aplecat pe urmă la lut, da? M-am apucat să fac vase de lut și acum de curând, de vreo 3-4 ani de zile, m-am apucat și de lemn, pentru că lemnul îmi place, deci de fapt tot ce e natural îmi place. Și lemnul, făcând parte din natură, îmi place foarte mult și m-am apucat să-l cioplesc. Și m-am apucat ușor, ușor, am învățat tehnicile de cioplit. Bineînțeles, la fiecare lucrare trebuie să-ți faci câte o tăietură, ca să dai cota de sânge, așa. Și m-am apucat să cioplesc, am învățat tehnica și am învățat modelele și... modelele fiecare au, pe fiecare model există o semnificație, fiecare semn în parte semnifică ceva, semne care de fapt se regăsesc și pe covoare, se regăsesc pe țesături, pe ceramică, deci ele sunt, se regăsesc peste tot, în toată tradiția românească, pe toate obiectele românești. Eu fac icoană pe sticlă în special și pe lemn, dar la târguri aici vin cu icoană pe sticlă, care și mă inspiră pe modele exact ca cele din muzeu, pe modele vechi. În momentul de față,
cultura religioasă la români își mai regăsește locul în această epocă a globalizării, în această epocă a vitezei? Da, își găsește, pentru că mai sunt oameni care rezonează cu frumosul, cu icoana, cu tradiția noastră și sunt puțini, dar sunt acești oameni care se bucură de ceea ce fac și de ceea ce transmit. Ați spus că păstrați foarte mult din tradiția ortodoxă, autentică, românească, din tradiția rurală. Da, pentru că modelele pe care le fac sunt tradiționale, nu sunt inspirate de pe internet, nu sunt inovații de ale mele. Eu încerc să fiu doar un continuator al marilor pictori care au fost iconari pe sticlă în Transilvania și încerc să preiau modelele lor și voi considera că sunt destul de bună în așa, vor încerca să fac și eu modelele mele, probabil. Dar, deocamdată, vreau să fac exact cum erau pe vremuri. Încerc să ajung la o formulă, să găsesc materialele care se foloseau pe vremuri și să le aduc în aceeași formulă. Mai sunt artiști care practică această metodă a dumneavoastră de pictură pe sticlă tradițională? Da, mai sunt. Sunt puțini. Multă lume face icoană pe sticlă, dar nu respectă tradiția. Și preia modele de pe lemn și le transpune în sticlă, dar nu le adaptează la sticlă. Pentru că într-un fel lucrez pe sticlă, într-un fel lucrez pe lemn. Cum ați descrie această metodă pentru cei care ne privesc? Totul se lucrează inversat, se preia desenul, deci sub sticlă se pune modelul, izvodul, și se desenează conturul negru și totul se pornește invers decât la icoana pe lemn. Se pornește de la culori deschise, se continuă cu fondul, de la detalii și culori deschise și se continuă cu fondurile mari. Își regăsește în momentul de față acest gen de pictură locul în societatea noastră? Da, de ce nu? Suntem români și de ce să nu? Sunt oamenii receptivi la ceva mult mai modern sau înclină tot spre arta tradițională? Am zis, sunt puțini care înclină, dar sunt. Și tot mai lumea începe să cunoască totuși tradițiile și cred că un astfel de târg e o bună modalitate de a transmite mai departe meșteșugul ăsta. Și am văzut că a început lumea să cunoască și costumele populare și încrustăturile în lemn și cred că există o renaștere, să zic, a acestor tradiții, meșteșuguri tradiționale. Dar puțină lumea o cunoaște și de aceea, dacă am face o mai mult cunoscută sau dacă s-ar preda în școli așa ceva și copiii nu știu. Eu am predat la o parohie icoană pe sticlă și am întrebat mulți copii dacă au auzit de icoana pe sticlă și nu m-au auzit. Dar nu e vina lor, că nu au de unde să audă. Dacă în școală nu se predă, nu se... Și cursurile care se fac de icoană pe sticlă nu se fac cu meșteri specializați în așa ceva și fac pictură pe sticlă, dar așa, fără să respecte modelele tradiționale. Și am impresia că icoana pe sticlă este ceva chicios. Dar nu este chicios. Dacă faci ceva adevărat tradițional și te inspiri după meșterii care au lucrat la Nicula sau la Șchei Brașovului.